Rășiți, vă rog să vă apropiați în liniște, în ordine și taie să rostim rugăciunea. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu și Lumii, care dintre noi se mântuiește cei păcătoși de care Cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însușirea curatului Tău și acesta este însușirea curatului Tău. Deci, mă rog, ție, miliește-mă și neamnă și rămâne cu voi, să nu ne vorbim cu Tău, Doamne, și însușește-mă. Închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne, cel ce toate le-ai primit cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Deci a binevoit și de-a pe mânzi de-a sine pentru noi și a noastră mântuire. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ocrotitoare acestui Sfânt Local, cu rugăciunele celor trei sfinți, Părintele nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, cu rugăciunile sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Ioachim și Ana și pentru ai tuturor sfinților. Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce șezi pe heruvim, Cel ce ai arătat puterea Ta și ai trimis în născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mântuiască lumea prin crucea și prin îngroparea și prin învierea Sa. Și acesta venind în Ierusalim spre pătimirea cea de bunăvoie, poporul care ședea în întuneric și în umbra morții, luând semnele biruinței, ramuri de copaci și stâlpări de finic, i-a prevestit învierea. Însuși, Stăpâne, păzește-ne pe noi toți, care urmând acelora purtăm în mâini ramuri de copaci în această sfântă de zi de prăznuire. Și precum pe acele popoare și pe acei prunci care ți-au strigat ție, Osana, apără-ne și pe noi, ca și prin laude și cântări duhovnicești, să ne vrednicim de dătoarea de viață înviere și de-a treia zi într-un Hristos Iisus Domnul nostru, cu care împreună ești binecuvântat, cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se încheiază aceste ramuri de copaci cu harul preasfântului Duh, prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Vă dorim ca în ziua de astăzi să fie o autentică provare duhovnicească și să vă bucurați într-un mult și fericit an. Doamne ajută! La mulți ani, cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să pentru credință și mântuire, Doamne.
zi deosebită. Noi venim din Botoșani și de câte ori de des reușim și ne ajută Bunul Dumnezeu, venim și venim cu mare drag. Și sperăm să reușim să venim cât mai des la Părintele Mihail. Dar aici, într-adevăr, este o oază de liniște, cum zice Părintele. Și ne simțim Poiana foarte, liniște. foarte bine. Colț din grădina mai ce ne încărcăm cu energie. Pentru că nu trebuie cuvântul. Lumea asta zbuciumată și cu răutățile care sunt. Și ne simțim bine. Sărbătoarea de astăzi a Floriilor e sărbătoarea bucuriei, este sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim, în Ierusalimul pământesc, prefigurând intrarea Domnului în Ierusalimul ceresc. L-am întâmpinat pe Domnul cu stâlpări de copac, cu sufletele pline de emoție sfântă, pentru că se apropie, vom începe mâine săptămâna sfântă și mare a Sfintelor Pătimiri și îl vom însoți pe Domnul către Golgota cu inimi smerite și pline de pocăință, ne uitând niciodată că Domnul a murit pe cruce pentru noi și a noastră mântuire. Aleluia, 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 aleluia. Ceea ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate lechivernise. O, milor tăi, că-ți pe tine nădejd așa pus, spre făcătorul și ziditorul și... Un pic, secundă.